Hei, România! Știai că la doar o oră de București poți vizita ansamblul brâncovenez de la Potlogi, prima curte domnească ridicată de către Constantin Brâncoveanu pentru fiul său cel mare? A fost construit în 1698 și este cel mai prețios monument de arhitectură civilă românească medievală. Începem turul aici, la cuhnie sau bucătărie, cum i-am spune în zilele noastre, și continuăm la droșcărie, mai exact atelierul de reparat trăsuri. Palatul, deși nu foarte mare, impresionează prin eleganța privorului cu coloane brâncovenești. De aici se vede întreaga curte, atât cu casele slujitorilor, cât și cu biserica. În interior, sala ospețelor ne amintește de mesele fastoase, iar cabinetul domnitorului păstrează câteva cronici brâncovenești și o scrisoare semnată chiar de Brâncoveanu. Sala tronului este organizată în mod strategic. Se spune că Brâncoveanu și-ar fi amplasat în mod intenționat tronul în contrejur, astfel încât, dacă lumina îi venea din spate, el putea să vadă cu claritate fețele boierilor, dar aceștia nu îi puteau citi expresia. Brâncoveanu, numit și Prințul Aurului, era faimos în întreaga lume datorită averii sale, iar asta i-a adus nu doar admirație, ci și multe antipatii. Astfel, la doar câțiva ani după construirea ansamblului, turcii au venit să-i fure faimosul aur. Nu au găsit nimic, așa că au distrus palatul, care a rămas părăsit pentru următorii 250 de ani. Pivnița boltită este singura care a rămas originală și în ziua de azi găzduiește concerte și diverse conferințe. Stâlpul acesta nu este unul obișnuit. În interiorul său este un culoar secret prin care, pe vremuri, se ascundeau banii din tainiță în cazul în care palatul era atacat de către hoți. Palatul de la Potlogi merită vizitat atât pentru istoria sa, cât și pentru farmecul aparte. Intrarea costă 20 de lei, iar programul este de marți până duminică, între orele 9 și 18.30. Sper că ți-a plăcut această escapadă. Seria România la superlativ continuă, așa că fii pe fază. Noi ne punem în mișcare, dar ne revedem curând!